Bună, bună seara, am o rugăminte. Sunt foarte mulți colegi pe hol la intrare. Mai sunt locuri aici, liberi în față. Vă rugăm frumos să poftiți. Leo, te rog frumos, Roxana, ajută-mă un pic și îndrumă colegii să poftească. Mai sunt locuri și aici, mai sunt și aici. Uite, sunt foarte mulți colegi afară și rog să poftească în sală. Stimați colegi, domnule președinte, domnule senator, domnilor primari, domnule europarlamentar, doamnelor și domnilor, în această seară ne-am propus împreună să organizăm adunarea generală a Partidului Național Liberal, organizația municipală Roman. Pentru aceasta au fost convocați 281 de membri, din care sunt prezenți 265, și de asemenea au fost invitați 105 membri ai societății civile, din care au răspuns prezenți 93. Așadar, avem și forum, avem și participarea societății civile, pentru că nu avem nimic de ascuns, pentru că suntem un partid deschis, un partid progresist, care într-adevăr dorește să promoveze valoarea umană, valoarea autentică, libertățile fundamentale. Am să vă propun pentru această activitate următoarea ordine de zi: prezentarea activității organizației PNL Roman de la ultimele alegeri interne și până astăzi, apoi punctul 2, situația politică la nivel local și național, unde distinșii mei colegi vor avea alocuțiuni cu privire la aceste teme. Punctul 3, pregătirea campaniei la alegerile europarlamentare din 26 mai și prezentarea candidaților și diverse. Dacă aveți obiecții cu privire la această ordine de zi, propuneri, modificări. Dacă nu, vă supun votului dumneavoastră. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? În unanimitate? Vă mulțumesc. Vreau să vă prezint pe cei aici de față conducerea filialei PNL Neamț, domnul deputat Muru Cosmanciu, președinte filialei Neamț. Domnul senator Eugen Țapu. Domnul primar al municipiului Roman, Lucian Nicu. Domnul primar al municipiului Piatra Neamț, Dragoș Sutic. Oaspetele nostru din această seară, eurodeputat domnul Sigrid Mureșan, prezent la Roman și care va avea o prezentare și o discuție cu dumneavoastră, tocmai pentru a promova ceea ce a făcut și ceea ce va propune să facă în calitate de eurodeputat. Bine ați venit! Mulțumesc! Mulțumesc mult! Și cu voia dumneavoastră, Laurențiu Dan de Oran, președintele organizației municipale Roman. Am să fac trecerea în revistă a activităților din această perioadă. Raportul de activitate include perioada de la conferința locală, în cadrul care a fost reinvestit în funcția de președinte al biroului politic local al Partidului Național Liberal din municipiul Roman, din 30 martie 2017 și până în prezent, perioada ce a însemnat pentru organizația PNL Roman momentul unei noi schimbări, precum și stabilirea principalelor direcții de acțiune pentru perioada următoare. Consider că atât eu, cât și biroul municipal a fost implicat și activ,
Această funcție m-a onorat și mă onorează și mă motivează să fiu permanent alături de colegii din biroul permanent municipal Roman, dar și de membri activi ai Partidului Național, de dumneavoastră, dragi colegi. Aș vrea să vă spun că avem plăcerea și onoarea în această seară să fie alături de noi, lângă membrii activi ai organizației PNL Roman și membrii societății civile invitați și membrii ai zonei Roman Metropolitan, primari, președinți de organizații, viceprimari, oameni implicați, oameni care au candidat, au fost aleși, oameni care au demonstrat și demonstrează în continuare și pe această cale vreau să le spun bun venit camarazilor mei din Roman Metropolitan și vă invit să-i aplaudăm în semn de bun venit. Am fost preocupați în această perioadă de căutarea permanentă a celor mai bune formule pentru atragerea electoratului, pentru atragerea de noi membri și simpatizanți PNL. După validarea noului atunci și actualului birou politic local s-a trecut la verificarea numărului de membri, la invitarea acestora la sediul Partidului Național Liberal pentru a cunoaște aceștia componența biroului politic local, dar și pentru a fi identificate așteptările și cererile membrilor de partid. Pentru o mai bună comunicare și pentru a păstra contactul permanent cu membrii PNL, echipa biroului politic local Roman a reorganizat cele 43 de organizații ale secțiilor de votare, OSV-uri, așa cum le spunem pe scurt. Fiecare responsabil al biroului se ocupă de către o organizație a secției de votare și organizează periodic la sediul partidului ședințe la care participă cei 5 membri din fiecare OSV care formează biroul organizației secției de votare, responsabilul de biroul politic local, alături de ei fiind mereu prezent și eu împreună cu colegul, prietenul, camaradul meu, primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu. Pentru a obține cele mai bune rezultate și a fi la curent cu toate problemele din fiecare zonă a municipiului, cele 43 de OSV-uri au fost împărțite pe 10 zone, coordonate de șef de zonă, membri ai biroului politic municipal, organizându-se în medie de 2 ori pe an întâlniri pe aceste zone. La aceste întâlniri au fost invitați locuitori și activul de partid din zonele respective, întâlniri la care am participat împreună cu membrii biroului, cu responsabilii de zonă și cu primarul municipiului Roman. Ca urmare a alegerii mele în funcția de deputat PNL, s-a stabilit data de 11 iunie pentru alegerile parțiale pentru primăria municipiului Roman, desemnarea Partidului Național Liberal pentru funcția de primar la municipiul Roman, fiind domnul Lucian Micu. S-au început demersurile pentru pregătirea și desfășurarea campaniei pentru alegeri locale din iunie 2017. În urma unei campanii dificile, implicarea membrilor biroului politic local și activului de partid, a întâlnirilor și implicarea directă spre cetățean prin campania door-to-door, toate acestea ne-au condus la obținerea victoriei și la un nou mandat la primăria municipiului Roman. Rezultatele au fost după cum urmează. Lucian Ovidiu Micu, PNL, 58,71%, 10.562 de voturi. Marius Neculai, Partidul Social Democrat, 35,10%, 6.314 voturi. Radu Samson, USR, 3,69%, 664 de voturi. Elena Chelmuș, PMP, 1,87%, 337 de voturi. Pentru o bună colaborare și pentru implicarea continuă în activitatea și viața politică la nivel local, județean și național, biroul politic local se întrunește în ședințe de 3-4 ori pe lună pentru a implementa toate deciziile biroului executiv de la nivel național și hotărârile biroului politic județean și pentru a rezolva cât mai operativ toate campaniile demarate.
Astfel, printre principalele campanii, vă reamintesc, pentru că le cunoașteți foarte bine, dragi camarazi, campania de strângere de semnături pentru susținerea candidaturii la primăria municipiului Roman a domnului primar Lucian Micu. S-au strâns aproape 15.000 de semnături. Campania Pilonul 2 de pensii, în cadrul căreia s-au strâns peste 10.000 de semnături. Campania Autostrada Unirii, de susținerea construirii Autostrăzii Unirii, în cadrul căreia s-au strâns circa 8.000 de semnături. Și această campanie continuă. Campania pentru susținerea listei de candidați la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, încheiată de curând, când s-au strâns aproape 10.500 de semnături. Biroul Politic Local Roman organizează periodic diverse activități pentru a fi alături de membrii din organizația PNL, astfel că de 3-4 ori pe an sunt organizate întâlniri la care sunt invitați președinții, vicepreședinții, secretarii organizațiilor secțiilor de votare pentru a fi permanent în legătură directă cu echipa Partidului Național Liberal. Ca în fiecare an, cu ocazia zilei de 8 martie, alături de colegii din birou politic local al PNL Roman, am sărbătorit Ziua Femeii, oferând flori, felicitări și dulciuri femeilor care au o viață mai grea acolo, la locul de muncă. Știți condiția confecționerilor, a celor care lucrează în industria ușoară, dar și, sigur, persoanele de gen feminin cu care ne-am întâlnit în centrul orașului. Și în acest an, ca și anul trecut, ca și în toți ceilalți ani din urmă, ne-am întâlnit cu peste 3.000 de doamne și domnișoare în ziua respectivă, cărora credem că am putut să le aducem măcar un zâmbet pe față și un gând de bine. Alături de colegii din Partidul Național Liberal Roman, an de an continuăm tradiția acțiunilor de Paști și de Crăciun. Reușim să organizăm o acțiune pentru a oferi celor în nevoi câte un pachet cu alimente de larg consum, vin, fructe, pentru peste 100 de familii de fiecare dată. Așa cum spunea proiectul, nici noi nu uităm să ne gândim la cei mai triști ca noi. Printre principalele activități organizate anual de către Biroul Politic Local Roman, se află și ziua de 24 mai, momentul înființării Partidului Național Liberal, care a însemnat punctul de definire a României de astăzi pe cursul ei politic modern, viziunea și conceptele liberale urmând să fundamenteze traseul acestei națiuni în desenarea ei spre împlinire cu cel mai înalt obiectiv, Marea Unire din 1918. Alături de colegii mei liberali din cadrul Biroului Politic Local Roman, dar și a celor din zona Roman Metropolitan, aducem un omagiu celor care au definit modernitatea acestui popor, celor care cred în principiile liberale și cărora avem obligația să le onorăm moștenirea lăsată în acțiunile noastre viitoare. De asemenea, împreună cu toții, alături de conducerea filialii Neamț, de președintele Mugur Cosmanciuc, de primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, organizăm conferințe de presă menite să aducă o serie de răspunsuri legate de situația locală, zonală și națională, administrativă, dar și politică aici, la Roman. Ca în fiecare an, sunt alături de colegii din biroul politic local al PNL Roman la manifestările organizate în piața Roman Vodă din municipiul Roman pentru a sărbători 1 decembrie Ziua Națională a României, a românilor de oriunde și de pretutindeni. De asemenea, vom continua să ne implicăm în buna desfășurare a activităților organizate de către organizația Roman și obținerea celor mai bune rezultate în campanii ce urmează în perioada următoare. Avem acum în față, în acest an, două campanii. Campaniile pentru alegerile europarlamentare și pentru alegerile prezidențiale. Toate în acest an, urmând ca în anul următor să avem încă două campanii, alegerile locale și parlamentare, atunci când cu munca membrilor PNL, atunci când cu
devotamentul, sinceritatea, onestitatea și credința în mai bine a românilor, sperăm ca Partidul Național Liberal să obțină un număr de voturi necesar, astfel încât să poată asigura României o guvernare liberală, decentă, morală, onestă și transparentă pentru întreaga Românie și pentru fiecare român în parte. Vă mulțumesc! Am încercat să prezint succint aceste aspecte, să puntez și să credeți că am făcut rezumat la rezumatul rezumatului. Au fost multe acțiuni, au fost multe întâlniri și, mai bine ca dumneavoastră, prietenii noștri din această seară, nimeni nu poate ști, pentru că ați fost mereu jucătorii în meciurile pe care le-am dus, fie că ele s-au dus în campanii electorale, deci în alegeri, fie care s-au dus în acțiuni, în ceea ce înseamnă susținerea municipiului Roman, a acestei părți din județ, numită și pe care cred că am reușit împreună cu dumneavoastră să o stabilizăm, aceea ce se numește astăzi Roman Metropolitan, a județului Neamț și, dinpreună, un loc important și respectat în Moldova. Așa încât toate celelalte lucruri pe care le-am omis, pentru că am căutat să prezint ceea ce este într-adevăr mult, mult, mult mai sugestiv și să arate în linii mari traseul activității noastre politice a organizației de Roman, le-am surprins aici. Pentru toate aceste lucruri, vă salut, vă mulțumesc și vă respect. Cu voia dumneavoastră vom trece la punctul 2 și anume situația politică la nivel local și național. Sigur, ancorată aici nu se poate face o departajare, ci se află practic în osmoză cele două puncte legate și de pregătirea campaniei la alegerile europarlamentare, pentru că ceea ce se întâmplă astăzi, ceea ce s-a întâmplat ieri și ceea ce pregătim de astăzi și de mâine, sigur că va vectoriza spre un prim eveniment și acel eveniment este dat de 26 mai, ziua alegerilor europarlamentare, când Partidul Național Liberal, membru a Partidului Popular European, cea mai puternică formațiune politică din Uniunea Europeană, cu numărul cel mai mare de locuri în Parlamentul European, dorește din nou să poată ocupa locul de frunte pentru a putea determina, pentru a putea sugera și pentru a putea defini politici de dezvoltare în Uniunea Europeană deopotrivă bune pentru toate țările europene, dar și pentru România. Adică câtă libertate, câtă democrație, cât respect și câte fonduri la Madrid sau la Roma, la Londra sau la Paris, tot atâtea și la București și în toată România. O Românie respectată într-o Uniune Europeană unită, liberă și democrată. Dragi prieteni, vă rog să îmi permiteți să dau cuvântul președintelui filialei Neamț, domnul deputat Bugur Cosmanciuc, care sunt convins că are să vă spună multe lucruri de la ultima întrevedere. Vă rog, domnul președinte. Mulțumesc frumos pentru cuvinte, mulțumesc frumos pentru invitație și mulțumesc și pentru introducere. Dragi colegi, domnule deputat, președintele Organizației Municipale Roman, domnule senator Eugen Țapu, domnule primar Dragoș Chitic, domnule primar Lucian Micu al municipiului Roman, gazda noastră, domnule europarlamentar, domnilor primari din zona metropolitană, dragi colegi din Organizația Municipală, din județul Neamț, din comunele de lângă Roman, din zona Roman, dragi amici, dragi prieteni, dragi camarazi, vă spun în primul rând că am stat mult venind astăzi de la București încoace și am gândit oare ce aș putea să spun. Spunea domnul deputat puțin mai devreme că aș avea multe de spus.
Eu sunt convins că de-a lungul timpului, în diferite întâlniri pe care le-ați avut la organizația municipală, multe lucruri s-au spus și s-au acoperit și cele care țin de politica națională, și de politica locală, și de politica municipală și județeană. Dar am să încerc să fiu, poate, nu neapărat într-un discurs politic, să fiu într-o zonă a unei discuții directe, cu câteva cuvinte în fața dumneavoastră și alături de dumneavoastră, dacă să-mi permiteți. Stau și mă gândesc că este postul Paștelui. Pentru mulți dintre noi și pentru foarte mulți dintre noi, este o perioadă în care încercările poate sunt mai multe și mai mari. Așa se întâmplă în perioada asta de post. Și gândindu-mă așa, am să mă leg în discursul meu pe trei paliere. Una, creștinească, doi, alegerile europarlamentare și trei, organizația noastră județeană, națională, PNL-ul în sine. Nu am să pierd foarte mult timp în fiecare din cele trei paliere, dar am să spun câteva lucruri. Cred că atunci când a fost spus, când a început, a fost cuvântul și cuvântul a fost de la Dumnezeu, cred că atunci când s-au definit cele 10 porunci, pentru fiecare dintre noi trebuie să aibă o însemnătate și o valoare exact așa cum au fost definite. Nu am să fac niciun fel de afirmații decât cu bună credință. Și îmi doresc, venind spre zona alegerilor europarlamentare și a cadrului politic care a generat această întâlnire a organizației Adunării Generale, organizației municipale PNL Roman, să intrăm într-o zonă în care să fim realiști. Aceste alegeri europarlamentare din data de 26 mai vor defini un ciclu de continuitate politică pentru 10 ani de zile. Și spun acest lucru pentru că sunt primele alegeri pentru o serie de evenimente care se vor desfășura pe anul 2019-2020. Urmează alegeri prezidențiale, urmează alegeri locale și alegeri parlamentare. Rezultatul care va fi la aceste alegeri va da un trend crescător pentru celelalte. Însă, în același timp, cred că trebuie să înțelegem toți, și nu neapărat noi cei de aici, pentru că sunt convins că noi cei de aici știm, drumul pe care îl alege acum România este un drum care are două opțiuni. Partidul Național Liberal a luat o opțiune corectă, susținută de-a lungul timpului prin toate valorile și principiile pe care le-a promovat. Aceea de a vorbi despre Uniunea Europeană cu adevărat unită și o simbolistică cu adevărat puternică în Europa. Pentru că Partidul Național Liberal este un partid, membru al Partidului Popular European, puternic în cadrul formațiunii, dar Partidul Popular European este o formațiune care conduce în momentul de față în ceea ce înseamnă numărul de mandate pe care le are Parlamentul European ca și reprezentare și sunt convins că va conduce și după data de 26 iunie. Ceea ce vreau să vă spun este că aș vrea, ca noi toți, să generăm o forță în a explica oamenilor că au de ales între a merge spre est sau spre vest. Și nu vorbesc despre repere geografice. Vorbesc despre valori. Pentru că Uniunea Europeană este o formațiune, o entitate creată de-a lungul timpului care a urmărit și unitate și dezvoltare durabilă. Și dacă vedeți, intrând așa într-o zonă internațională sau europeană, au fost momente când patriotismul local a dat mai sus decât trebuie, să spunem, a dat în zor, în Catalunia. Nu a permis Uniunea Europeană o astfel de dezvoltare. Poate au fost și în alte zone ale Uniunii Europene astfel de manifestări regionale, dar nu au fost permise. Și nu pentru că nu respectă patriotismul local și nu respectă dezvoltarea unor regiuni, ci pentru că vorbim despre niște principii pe care cu toții, când am semnat tratatul de aderare, le-am asumat. Așa este și România, în momentul de față. Un stat unitar, suveran, independent și care trebuie să aleagă direcția pe care va merge. Politica de la București, promovată de guvernul PSD, nu are nicio legătură cu aceste valori. Nu are nicio legătură cu drumul despre care vorbeam puțin mai devreme. Pentru că nu trebuie să mergem foarte mult în Uniunea Europeană. Fiecare, dacă am fost, am văzut că acolo sunt autostrăzi, sunt spitale și este educație. La noi, de 30 de ani, vorbim despre aceste subiecte și nu le avem. Și nu le avem nu din cauza că poate niște oameni nu au muncit suficient de mult. Nu le avem nu poate pentru că nu și-au dorit toți, ci pentru că de-a lungul timpului au ajuns în conducerea
țării, persoane care nu și-au asumat ceea ce au promis și nu au continuat. De aceea spun că ciclul din 26 mai este un ciclu care va defini o politică pentru 10 ani de zile cel puțin. Și cred că acum este momentul în care România să aleagă un drum care să își construiască o clasă politică pentru perioada următoare. Astăzi îl avem aici invitat pe domnul Siegfried Mureșan, în calitate de candidat de lista Partidului Național Liberal pentru alegerile europarlamentare. După cum îl vedeți și acum, și cum l-ați văzut și înainte, este o persoană tânără. O persoană care are tot interesul, dacă își dorește să aibă un management fructos al carierei sale, să fie corect, cinstit și onest, lucru pe care l-a demonstrat până acum. Și care cred că va demonstra în continuare. De aceea, când vorbim despre alegerile pentru Parlamentul European, trebuie să vorbim și despre astfel de oameni care își doresc această țară să fie egală în Europa, dar nu doar din punct de vedere declarativ, ci și din punct de vedere al condițiilor și al nivelului de viață pe care le au. Nu este suficient să avem doar lozinci frumoase spuse la televizor sau în alte formule de diferiți miniștri care inaugurează centuri pe autostradă, dar nu mai există după aia niciun fel de lucrări și vorbesc de ministru ultima dată pe aici, pe la Bacău sau pe aici, prin județul Neamț, pe Valea Muntelui. Și nu vreau să critic pe nimeni, pentru că nu-mi propun să critic pe cineva, ci îmi propun să vorbesc despre noi și ceea ce putem face noi. Și putem face aceste lucruri. Pentru că fiecare acasă când merge, sau la servici când merge, fiecare dintre noi suntem oameni, gospodari și muncim. Și ne-am câștigat mâine, am muncit. Dar cred că ar trebui să înțelegem o singură dată un lucru. Trebuie să investim încredere în relația noastră cu noi. Trebuie să investim încredere în PNL și în puterea pe care PNL-ul poate să o aibă. Dacă de-a lungul timpului au câștigat cei de la PSD, au câștigat pentru că dreapta a fost părămițată, divizată. Nu înseamnă că pe partea dreaptă nu au fost oameni puternici. Chiar au fost oameni foarte puternici și sunt și acum foarte buni profesioniști. Sunt oameni care au și cultură, și educație, și poate și bun simț suficient de mult. Trebuie să avem puterea ca toți acești oameni pe 26 mai să meargă și să voteze Partidul Național Liberal. Trebuie să le explicăm că absența lor la vot va însemna o prezență masivă în partea cealaltă a numărului de vot. Și ceea ce nu cred că își dorește cineva de aici, pentru că nu ne-am întâlnit ca să ne auzim doar în discursuri mai mult sau mai puțin frumoase, sau să ne întâlnim pentru a bifa cu acțiune de campanie. Cred că este un moment în care Partidul Național Liberal poate să decidă viitorul României. Și de aceea aș vrea ca și dumneavoastră și noi, toți care suntem membri PNL cu adevărat, care gândim și avem un singur adversar cu adevărat și acela se numește PSD-ul, să vorbească clar și răspicat, să meargă lumea la vot pe 26 mai, să meargă și să voteze Partidul Național Liberal, pentru că nu există alternativă credibilă, fiabilă pe partea dreaptă. Și nu o vorbesc subiectiv. O vorbesc cu răspundere și arată spună și dacă ar fi colegi din Parlament care poate sunt în altă zonă politică pe partea dreaptă sau se definesc a fi pe dreapta, deși n-au nicio legătură, poate uneori, cu doctrina de dreapta, cu valorile de dreapta. De aceea, dragii mei, aș vrea să înțelegem că este momentul ca Partidul Național Liberal să-și adune toate apele într-un singur flux, toate ramurile într-un singur cor. Și acest lucru să se întâmple pe data de 26 mai. Nu suntem, să spunem, naivi, să ne dăm seama că poate sunt și plăceri și neplăceri în viața noastră internă, organizației. Nu cred că suntem naivi să nu recunoaștem sau să nu ne dăm seama că poate sunt și simpatii și antipatii. Dar vreau să vă dau niște exemple, poate din lumea fotbalului, că toată lumea, mai mult sau mai puțin, sau a sportului se uită. Dacă în 1998 Franța a fost campioană mondială, a fost pentru că toată generația de vedete care era atunci acolo a lucrat și a lucrat pentru un singur obiectiv. Avem finala din 2018, când Croația a fost la un pas. Un stat mic, cu o inimă mare. Un jucător și capitan de echipă puternic, care a generat o forță. Și dacă au pierdut, au pierdut doar din cauza greșelilor pe care le-au făcut. Și noi, români, avem exemple de oameni care au jucat în generația de aur în 90-94. Au greșit poate când s-au văzut în cap, în galbene, culorile naționale și au vrut să dea un mesaj de patriotism. Pentru că nu acolo trebuia să-l dea cu părul, ci trebuiau să-l dea în teren. Asta vreau să facem și noi liberali.
să nu ne vopsim mai mult decât trebuie, dar să vorbim exact ceea ce trebuie, cât trebuie pentru a convinge oamenii. Și cred că sinceritatea poate construi încredere, iar încrederea poate să ne ajute să ajungem la obiectivele pe care le propunem. Vreau ca județul Neamț, Partidul Național Liberal, să obțină un scor nu bun, foarte bun și este posibil. Și cred că organizația PNL Roman poate fi un motor în promovarea acestor obiective aici în zonă. Faptul că astăzi sunteți în număr frumos, mare, n-aș putea să spun nimeni că puteți mult mai mult, dovedește că există organizare, dovedește că există muncă. Dar cred că această muncă trebuie să o exportăm și să ajungem și acolo la cei oameni care n-au ajuns astăzi aici din diferite considerente. Cu de profesie, că erau la servici, n-aveau cu cine să-și lase copiii. Sau poate sunt comune cu prea mulți primari PSD care nu își lasă oamenii să cunoască realitatea. Nu cred că județul Neamț sunt comune în care să se circule doar pe asfalt. Cred că sunt suficient de multe comune, localități în care încă noroiul este suficient de mare. PNDLU este un program, un proiect care nu a dezvoltat România. Nu înseamnă că nu era necesar și nu trebuie continuat, dar nu în forma în care s-a făcut. Toți banii care au fost alocați de-a lungul timpului în PNDL trebuiau regândiți și puteau fi făcute nu știu câte zeci sute de kilometri de autostradă, dar trebuiau măcar începute. Spitalul regional și spitalele județene municipale sunt în aceeași formulă, aproape ca și în 89. Spitalul regional, adică și atunci era ca și proiect în discuție și nimic nu s-a făcut. Nu se mai poate așa, trebuie să înțelegem. Și nu putem să ne facem că nu vedem. Pentru că o problemă a Uniunii Europene este forța de muncă și a României. Dacă nu vom interveni clar în acest sens, ne vom trezi că nu avem cu cine să facem lucrări. Uniunea Europeană are nevoie de forțe de muncă. Și toți oamenii se vor duce acolo unde sunt bine plătiți și unde sunt respectați. Trebuie să creăm acest cadru. Fondurile europene trebuie să fie și în Polonia și în România la fel de ușor accesate. La fel, dacă este să vorbim despre securitate și politică de securitate, la fel trebuie să trăiască și un român și unul din Olanda sau din o altă zonă, din Germania. Și de aceea, când spun despre alegerile europarlamentare și dorința mea ca dumneavoastră să fiți vector de campanie, spun că este un moment în care noi decidem cum să ne alegem drumul. Nu altcineva. Cred că este un moment în care trebuie să depășim orice orgoliu sau conflict intern. Ceea ce este în vestiar să rămână în vestiar, ceea ce este afară trebuie să fie pentru toată țara. Și vreau ca acest partid să fie partidul care se mândrește cu înaintașii, cu cei care au făcut Marea Unire, cu cei care au făcut ca principatele române să fie stat, să fim și noi o clasă politică responsabilă și să dăm României o clasă politică care să o dezvolte cu adevărat. Vreau ca dumneavoastră să fiți membri de partid activ, așa cum suntem noi, fiecare dintre noi, în fiecare zi, în Parlament, în viața politică și cum dumneavoastră astăzi ați venit conștiincios aici. Și vreau să explicăm aceste lucruri cetățenilor din afară. Să le explicăm cu sinceritate și asumat, cu curaj. Pentru că nu avem nimic de pierdut și nimic care să ne facă vreo mică jenă când ar fi rușine. Cred că suntem oameni serioși și putem vota pe 26 mai pentru România ca să fie respectată în Europa. Mulțumesc frumos! Doamne ajută! Da, mulțumim domnului deputat Mugur Cosmaciuc. Îi spunem că aici avem activul de partid. Sigur că Roma nu poate să adune sute și mii, dar aici avem președinții de OSV, vicepreședinții, secretari, activul, nucleul dur. Aici dacă împingi cu o suliță, nu trece sulița. Aici e forța PNL Roma, formația Panion a județului Neamț. Cei mai tari și cei mai buni. Dar dacă e nevoie, noi putem umple și casă de cultură, și piața Roma în Vodă. Am făcut-o, o facem și o vom face oricând. Dar aici este avangarda, trupele de elită ale Partidului Național Liberal Roman. Special mi-am dorit această provocare și o lansez. Aș vrea ca pe 17 mai trupele de elită și tot județul Neamț să facă un eveniment de 5.000 de persoane în Piatra Neamț,
să arate forța partidului, să arate destinul județului, să arate direcția și lansez această provocare aici pentru județul Neam și România. Doamne ajută! Doamne ajută! O putem face și la Roma, dacă e nevoie. Trebuie să vedem că n-a spus ca și dată. Nu știu dacă e posibil pe 17 mai, că pe 18 mai avem întâlnirea la Iași. Și trebuie să deplasăm acolo. Noi am discutat deja, o parte vor pleca de pe 17 acolo și atunci vom vedea, trebuie să ne gândim și să luăm împreună o decizie ca să putem organiza și la Neamț și la Iași întâlnirile astea. Rămâne în ședința următoare de pic să fie stabilită data exactă pentru Iași și în funcție de acea dată cred că ne pliem și noi. Îl invit pe domnul senator Eugen Țapu să adreseze mesajul domniei sale. Vă rugăm, domnule senator. Mulțumesc frumos, domnule deputat, vicepreședinte național al Partidului Național Liberal, președinte al Organizației Municipale Roman al Partidului Național Liberal. Dragii mei colegi, permiteți să vă spun bine v-am găsit. Și dați-mi voie, în primul rând, să-l salut pe invitatul nostru special în această seară, pe domnul europarlamentar Zichin Mureșan, după opinia mea, cel mai influent europarlamentar român în Parlamentul European, purtător de cuvânt al Partidului Popular European, cel mai important partid din Uniunea Europeană, partidul care a dat și va da președintele Comisiei Europene, președintele Consiliului Uniunii Europene, președintele Parlamentului European. Domnule președinte al Organizației Județene Neamț Mugur-Cosmanciuc, domnilor primari, permiteți-mi să vă spun câteva lucruri în care eu cred că va fi vorba în această campanie crucial, spun eu, pentru Parlamentul European și pentru România. Azi și de câțiva ani, România este cel mai important și cel mai puternic aliat din zonă, din regiune, al Statelor Unite ale Americii. Acest lucru, evident, când ne mulțumește o altă mare putere de la răsărit, Rusia. Sunt bine cunoscute modalitățile Rusiei, ale Moscovei, ale Kremlinului, de a încerca să destabilizeze un stat. Și anume, pe de o parte încearcă să distrugă economia, iar pe partea cealaltă să dea atac la instituțiile fundamentale ale statului respectiv. De 2 ani și 5 luni aproape, la guvernare în România, se află o coaliție toxică, PSD-ală. Care ce vedem și ce constatăm? Ce vedem cu ochiul liber că face? Pe de o parte, distruge economia națională în mod sistematic și programat. Iar de partea cealaltă, atacă instituțiile fundamentale ale statului. Președinție, justiție, servicii secrete, Banca Națională, armata și mai nou, atacă instituțiile Uniunii Europene. Parlamentul European, Comisia Europeană. Dumneavoastră, dragii mei colegi, credeți în coincidențe? Pentru că eu, unul, nu cred. Iată ce spun eu, iată despre ce spun eu că va fi această campanie electorală pentru europarlamentare, de ce am spus la început că e crucială pentru România. Despre o forță de stânga, PSD, care dorește pe lângă faptul că distruge România complet, distrugând economia și atacând instituțiile fundamentale ale statului, dorește efectiv scoaterea României din Uniunea Europeană și îndreptarea ei spre Rusia, iar pe partea cealaltă există Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis, care sunt garanția parcursului euroatlantic al României. Despre asta cred că va fi vorba în această campanie. Pentru că astea sunt realitățile. Acum, să venim la
organizația noastră. Forța unei echipe, dragii mei, rezidă din obiective comune, din scopuri comune, din atitudini comune și acestea luate în timpuri, în clipe, în momente dificile, așa cum sunt aceste timpuri pe care le trăim azi. De aceea, în opinia mea, cred că va trebui să facem față la toate diversiunile. Chiar înainte de această ședință, am primit pe mail niște diversiuni referitoare la organizația județeană Neamț. Niște prostii. Avem adversari. Asta e realitatea. Vă spun, unitatea echipei de la județul Neamț este esențială pentru a obține rezultate în această campanie electorală. Eu cred și sper că Partidul Național Liberal la Neamț va avea victorie în aceste alegeri europarlamentare. Doamne ajută, vă mulțumesc! Mulțumim! Vă invităm și pe domnul primar Dragoș Chitic să adreseze salutul domnii sale din celălalt municipiu liberal al județului Neamț, municipiul reședință de județ, Piatra Neamț. Mulțumesc, domnule deputat. Bună seara, vă spun tuturor, dragi colegi, bine ne revedem aici la Roman, un oraș în care vin de fiecare dată cu drag, pentru că știu că întâlnesc niște oameni extraordinari și mai mult decât atât, am aici, cel puțin, doi colegi și prieteni adevărați, oameni de echipă, oameni cu care mă consult de multe ori, oameni cu care am stabilit o relație de încredere bazată pe respect reciproc. Este vorba, în mod evident, de primarul municipiului Roman, domnul Lucian Micu, și de deputatul Laurențiu Leoreanu. Un oraș care a suferit schimbări radicale din momentul în care a început să fie condus de un primar liberal în anul 2008. Sunteți aici o echipă pe care eu o simt unită, apropiată, o echipă care muncește și care poate reprezenta un exemplu pentru foarte multe organizații din țară. Și nu spun lucrul acesta doar pentru ceea ce văd, îl spun și din prisma rezultatelor pe care le-ați obținut la alegeri. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor pentru faptul că ați luptat să aveți un primar pe care îl meritați la Roman și pentru faptul că ați luptat să obțineți un scor foarte bun, care a contat în economia rezultatului Partidului Național Liberal în alegeri atunci când a fost nevoie. Sunt convins că așteptați și o scurtă precizare legată de o decizie pe care i-am luat în urmă cu aproape două săptămâni. Vreau să fie clar pentru toată lumea că din partea mea n-a fost nici de cum un pas în spate, poate cel mult un pas în lateral, dar trebuie să fie un pas înainte pentru PNL. Am convingerea că noul județean, PNL, conducerea județeană a partidului, va lua cele mai bune decizii, astfel încât PNL Neamț să funcționeze ca o echipă unită și să nu ajungem să ne mai pierdem timpul justificând invenții care nu au nicio legătură cu realitatea. Credeți-mă că am suficientă energie să lupt cu adversarii politici. Eu m-am înscris în PNL în 1990 și de atunci până acum sunt un înflăcărat adversar al socialiștilor. Dar te doare atunci când uneori din interior
vezi că apar în spațiu public invenții scornite de minți bolnave care te fac să te întrebi unde ajungem dacă vom continua așa. Spuneam că sunt un plăcărat luptător împotriva PSD-ului. Adică când primești o acuză de genul că dai mâna cu PSD-ul, cum te simți tu ca om după lupta pe care o faci și o desfășori? Cred că e momentul să dăm deoparte aceste răutăți din interior și să ne concentrăm, să ne consumăm energia și timpul pentru a construi în PNL și pentru a ne lupta cu adversarii politici. Partidul Național Liberal e pe un culoar foarte bun. Este partidul care va conduce România în următorii ani. De asta merită ca fiecare dintre noi să ajutăm PNL să ajungă acolo unde merită, la conducerea României. Un prim pas îl reprezintă alegerile europarlamentare, care sunt foarte importante și vă spun foarte pe scurt de ce. Uitați-vă la cele două municipii din județul Neamț, Roma și Piatra Neamț. În ce situație ne-au dus actualii guvernanți? Ne-au luat resursele realizate aici, pe plan local, și le-au mutat la București pentru a le împărți pe criterii strict politice. Ne-a dat peste cap programul cu care am venit în fața cetățenilor, ne-a dat peste cap planurile pentru orașele pe care le conducem, dar, în calitate de primari, suntem obligați să găsim soluții pentru ca cetățenii să nu simtă aceste lucruri. Din fondurile europene, este nevoie de bani pentru cofinanțare. Imaginați-vă că din acest deficit generat de actualii guvernanți, este foarte dificil să-ți asiguri resursele financiare necesare pentru cofinanțare. Dar, atât eu, cât și colegul meu Lucian, vom găsi soluții să rezolvăm aceste probleme. E nevoie în Parlamentul European de oameni competenți, oameni responsabili, oameni care să sprijine România și comunitățile locale. Am avut ocazia, chiar sâmbătă, la Piatra Neamț, să cunosc un om, colegul nostru, europarlamentarul Sif din Mureșan, și să discut tocmai despre aceste lucruri. Este foarte important să avem oameni care să rezolve problema absorbției fondurilor europene în România și în comunitățile locale. Guvernanții actuali au intervenit cu restricții suplimentare în accesarea fondurilor care ne îngreunează absorpția banilor. Lucrurile acestea trebuie simplificate, banii europeni trebuie să ajungă la România, pentru că unele orașe, datorită lipsei resurselor bugetare locale, sunt esențiale pentru a dezvolta comunitățile. Totodată, urmează exerciții de 2021-2027 la Uniunea Europeană. Foarte important pentru România, pentru Roma, pentru Piatra Neamț și celelalte comunități locale. E nevoie de oameni cu experiență care să realizeze ghiduri de finanțare corelate cu nevoile comunităților și simplificate în accesarea fondurilor. Eu sunt convins că simplul Mureșan și în mandatul care va urma în Parlamentul European va fi o piesă de bază în rezolvarea acestor probleme. Vreau să salut încă o dată prezența dumneavoastră sale aici, în județul Neamț. Să-i mulțumesc încă o dată pentru că am fost și la Piatra Neamț și la Roma și să vă urez și dumneavoastră și nouă tuturor mult succes în alegerile europarlamentare. Da, mulțumesc frumos, domnule primar, îl invit și pe colegul, camaradul și prietenul meu, domnul Lucian Nicu, primarul municipiului Roman, să vă adreseze salutul domniei sale. Vă mulțumesc, domnule deputat.
seara. PNL nu este un simplu partid. Nu a răsărit ca ciupercile după ploaia de astăzi și nici nu va răsări ca ciupercile după ploaia ce va veni mâine, poate. PNL s-a născut din viziunea unor oameni extraordinari, care și-au iubit țara și care s-au dedicat pentru a o dezvolta. Partidul Național Liberal are o istorie, are un trecut care îi dă putere și forță. Dar mai mult decât toate acestea, el este construit din oameni de calitate, oameni cinstiți și oameni care își doresc să facă ceva pentru cei din jur. Sunteți, doamnelor și domnilor, reprezentanții unui popor care este mândru și poate fi mândru de trecutul său și care trebuie să aibă mare încredere în viitorul său. Anul acesta, peste scurt timp, ne așteaptă o nouă provocare. Nu pentru PNL, pentru România, care trebuie să trimită în Parlamentul Uniunii Europene cei mai buni oameni. Iar lista PNL, cu domnul Stixit Mureșanu, aici alături de noi, poate ajuta cu adevărat țara. Oameni care au această capacitate și care sunt cei mai buni. Avem nevoie de oameni care să știe să negocieze corect modul în care România poate să acceseze fondurile europene. Avem nevoie de oameni care să ne ajute să atragem fondurile europene, care sunt de un real ajutor pentru fiecare primar care vrea să dezvolte comunitatea sa. Avem nevoie de oameni care să înțeleagă că pentru regiunea Moldovei, orice sprijin pentru construirea unei autostrăzi care să ne lege pe zonele și mai dezvoltate, înseamnă o viață mai bună pentru români. Posibilitatea de a avea un tram mai bun la amenințare și nu peste hotare. PNL are oameni pregătiți pentru a transforma toate aceste cuvinte în realitate. Dragi liberali, haideți să nu ne mai alegem conducători care nu își iubesc țara. PNL-ul își iubește țara și merită să ajungă într-un număr cât mai mare în Parlamentul European, acolo unde se iau decizii pentru România. Iar cei care iau decizii trebuie să o facă în interesul țării noastre. Trebuie să o facă în interesul românilor. Pentru ca răul să triumfe, este suficient ca oamenii buni să nu facă nimic. De aceea, eu am încredere în PNL. Am încredere că noi, liberali și toți cei care ne susțin, putem să câștigăm viitoarele alegeri, să înlăturăm răul și, în sfârșit, România să fie în primul rând. Vă mulțumesc! Mulțumim, Lucian. Cu voia dumneavoastră, invitatul din această seară, prietenul nostru, Sigrid Mureșan, europarlamentar, care este candidat pentru un nou mandat și sigur îl va obține, dar important e să aibă alături de domnia sa cât mai mulți camarazi europarlamentari liberali să aibă succes în Parlamentul Uniunii Europene. Sigrid, te rog! Care mereu când ne întâlnim la București îmi spune vreau să vii și în județul Neamț conduce foarte energic această filială, este un bun reprezentant al Neamțului și al filialei județene PNL Neamț la București și mă bucur foarte mult că sunt a doua oară în cursul unei săptămâni în județul Neamț. Felicitări în fiecare zi la Neamț! Adevărul este că dacă începem cu glumele, pot să vă spun că sunt două lucruri pe care nu le pot schimba la mine, vreți putem face orice. Și anume să mă mai nasc încă o dată, că deloc sunt din Hunedoara, nu se poate să mă mai nasc încă o dată altundeva aici și să-mi schimb sexul. Dar în rest putem face orice. Felicitări dumneavoastră! Am ascultat atent raportul organizației municipale. Felicitări dumneavoastră, fiecăruia dintre dumneavoastră, pentru implicare, pentru proiectele desfășurate, pentru munca pe care dumneavoastră merită, pentru conducere.
așa. Organizația municipală sub conducerea președintele municipal la Ureanu, le desfășurați, este meritul fiecăruia dintre dumneavoastră pentru forța, implicarea și hotărârea de care v-ați dovadă. Mă bucur foarte mult că sunt astăzi alături de noi domnul primar Nicu, domnul senator Capu, mă bucur mult că și domnul primar Chitic a venit astăzi de la Piatra Neamț pentru a vă întâlni și pentru a petrece această seară. Pe domnul primar Chitic l-am întâlnit sâmbătă la Piatra Neamț, când am fost în județul Neamț. Am fost împreună în Piatra Neamț, am fost după aceea cu președintele Cosmanciuc în Târgu Neamț și am venit la Cordun și Tăbășeni. Mă bucur că sunt astăzi din nou aici. Eu deloc sunt din Hunedoara și Romanul, după cum știți, este un oraș ca mărime, la fel cu Hunedoara, ca structură economică, metalurgie, siderurgie, toate problemele Romanului sunt, de fapt, și problemele Hunedoare, cum și problemele orașului meu, de aceea mereu când discutăm cu colegi din Roman sau din zonă, înțeleg situația foarte bine. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră și pentru semnăturile pe care le-ați strâns în sprijinul Partidului Național Liberal, semnăturile pe care le-ați dat sau le-ați strâns de la prieteni, colegi, vecini sau la cortul în oraș, pentru susținerea listei de candidații Partidului Național Liberal pentru alegerile europarlamentare. Fiecare semnătură a contat, am auzit peste 10.500 de semnături în Roman, număr impresionant și la nivelul întregului județ Neamț. Fiecare semnătură a contat, în total, partidul nostru a depus la București peste 1.400.000 de semnături, mai multe semnături decât oricare alt partid din România, inclusiv decât PSD-ul. Am bătut PSD-ul la numărul de semnături, fiecare semnătură a contat, așa cum i-am bătut la numărul de semnături, așa e bombate și la alegerile europarlamentare pe 26 mai. Așa cum a contat fiecare semnătură, așa va conta și fiecare vot pe 26 mai. Ca atare va trebui în următoarele săptămâni să ne luăm gecile galbene, vestele galbene, fularii galbene, să ridicăm baloanele Partidului Național Liberal, drapelul, să ieșim între oameni, să ieșim cât mai mulți oameni și vă spun sincer, avem cele mai bune argumente de partea noastră. Domnul primar a vorbit despre lista de candidații Partidului. Dacă ne treabă dumneavoastră despre candidații noștri, vă spun cu sinceritate următorul lucru. Lista de candidații ai Partidului Național Liberal este dintre toate partidele cea mai bună listă de candidați, cea mai potrivită listă de candidați, toți candidații de pe primele locuri, toți candidații de pe locuri eligibile vor face și vor obține lucruri concrete pentru România în Parlamentul European și să vă spun de ce cu toții sunt potriviți. Am pus pe listă europarlamentarii care au obținut lucruri pentru România în acest mandat. Alături de mine sunt în primii 10, domnul Marian Jean Marinescu, domnul Cristian Mușoi, doamna Adina Băian. Fiecare dintre ei are rezultate concrete obținute pentru România. Eu m-am axat pe fonduri europene. Am muncit în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, unde sunt vicepreședintele Comisiei de Bugete a Parlamentului European. În chiar prima mea lună de mandat în Parlamentul European, am prezentat un raport prin care am cerut alocarea a 3,5 milioane de euro fonduri europene pentru ajutorarea a 1.000 de muncitori disponibilizați la combinatul de sârmă de la Tibia Turzii. Zici și că mers în Parlamentul European, cerut, ținut sprijin, majoritate, banii au venit și oamenii la Cristia Turzii au putut fi ajutați. În primele 3 luni ale mele Parlamentului European, am obținut 8,5 milioane fonduri europene în toamna anului 2014 pentru oamenii afectați de inundațiile. Au fost două valuri de inundații în anul 2014 care au afectat județe din România. Un val primăvara, în aprilie-mai și un val vara, în august-septembrie. După care proiectul meu de suflet, anul în mandatul acesta a Parlamentului European, a fost faptul că am fost primul român negociator șef pentru 3 bugeturi Uniunii Europene pentru un an de zile. 160 de miliarde de euro. Am
fost pentru prima dată când europarlamentarul român a căpătat această responsabilitate, această sarcină, să conducă numele Parlamentului European toată munca și toate negocierile pentru întreg bugetul Uniunii Europene pe un an de zile, e vorba de anul 2018. Stabilească prioritățile, să obțină sprijin în Parlamentul European, să convingă ceilalți europarlamentari, să avem o majoritate, să convingă după aceea guvernele celorlalte state membre, Comisia Europeană. Și de pe urma acestui buget pe care l-am coordonat, au ieșit lucruri concrete pentru România. În primul rând, la fondurile structurale și de coeziune, acești bani care se fac agelopări de drumuri, agelopări de blocuri, reabilitări de drumuri, infrastructură, regularizări de râuri și așa mai departe, am reușit să creștem banii la dispoziția Comisiei Europene pentru plăți la fonduri structurale și de coeziune de la 30 la 46 de miliarde de euro la acel an, creștere cu 55%. Asta înseamnă că Comisia Europeană avea mai mulți bani la dispoziție și putea deconta mai rapid și va putea deconta în anii următori mai rapid lucrările efectuate. Am reușit să creștem fondurile pentru agricultură cu 600 de miliarde de euro. Doar pentru tineri fermieri am reușit să dăm cu 35 de milioarde de euro mai mult, fiindcă eu am spus dintotdeauna, tinerii trebuie să aibă oportunități la oraș, trebuie să aibă oportunități și la sat. Și de aceea am pus aceste 35 de milioane de euro plus pentru a facilita tranziția fermelor de la generația părinților spre generația tinerilor, ca tinerii să, care merg la sat, preiau fermele părinților să fie ajutați cu fondul european. Am reușit să creștem bugetul pentru burse Erasmus, pentru tineri studenți, de la 2,0 la 2,3 miliarde de euro și am reușit să lansăm un proiect prin care fiecare tânăr european care împlinește 18 ani poate primi de la Uniunea Europeană un bilet de tren cu care să călătorească nelimitat și gratuit 30 de zile în toată Uniunea Europeană. Fiindcă vrem ca tinerii din România și celelalte țări europene să cunoască Europa, să vadă care e realitatea celelalte țări. Când ai 18 ani, te gândești ce drum, pe ce drum să o apuci în viață, la ce facultate să mergi, ce meserie să mergi și te ajută să vezi care e realitatea în alte țări, ce se cere, ce oportunități există. Și am reușit să pun acest proiect în bugetul Uniunii Europene și să-i dau drumul. Am reușit să începem un proiect în care au fost alocate 4,9 milioane de euro pentru combaterea propagandei, dezinformărilor și știrilor false. Și domnul Cosmanciuc, pe bună dreptate, vorbea despre faptul că drumul României este spre vest. Și vedem, cred că și domnul senator Țapu a spus foarte bine, vedem că Uniunea Europeană are dușmani. Că există dușmani ai Uniunii Europene, special în afara ei. Federația Rusă tocmai agresivă, care dorește o Uniune Europeană divizată. Care vine cu o serie de știri false legate de Uniunea Europeană, trebuie să combată. Deci în anul care m-am ocupat de bugetul europene, au greșit o serie de lucruri concrete pentru la fel și ceilalți colegi care sunt pe lista noastră de candidați. Am pus de asemenea pe listă oameni politici cu experiență la nivel național. Păi cine se bage România în șemă? Carmendan sau Vasile Blaga? Întreb aici. De la începutul anului, România deține președinția Uniunii Europene. Cea mai bună oportunitate de a influența agenda europeană, de a pune până românești pe agenda Uniunii Europene, de a ne promova țara. Și Carmendan nu a fost în stare să pună subiectul aderării României la zona Schengen pe agenda miniștrilor de interne din Uniunea Europeană. Când noi, europarlamentarii Partidului Național Liberal de 4 cu mai multe fonduri europene pentru agricultură, Petre Taia merge la Bruxelles și vorbește despre cormorani în piscină. Asta e adevărul. Și avem europarlamentari aici, acum am condus de la nivel național și avem primii 10 candidați, noi primari excepționali. Iorghe Fală de la Ara și Mircea Hava de la Albania. Și dacă vă întreabă cineva, dar ce caută primarii pe lista pentru europarlamentare, trebuie să le spuneți următorul lucru care e foarte important. Imediat după alegerile europarlamentare, să pun ceasul să văd exact cât vorbesc, că domnul președinte Leoreanu a spus 15 minute. Domnul președinte.
Ești în 5, atât am așa. Deci, imediat cu alegerile europarlamentare, Parlamentul European va trebui să decide câte fonduri europene vor veni în România, în ce condiții, câți bani, în ce condiții și în ce condiții. Și noi vrem simplificare și o să vă explic imediat de ce astea e important. Și primarii aceștia, Viorel Falcă de la Arad, Nece Hava de la Alba Iulia, amândoi au fost campioni la atragerea de fonduri europene și Parlamentul European va stabili condițiile în care să vină fondurile europene aici, în România, vocea lor, este foarte important, pentru că ei știu unde e prea multă birocrație, unde e nevoie de simplificare. Deci de aceea vă spun sincer, cea mai bună este. Un alt lucru pe care va trebui să spunem oamenilor în această campanie electorală este următorul. Partidul Național Liberal este în momentul de față singurul partid din România care poate obține ceva pentru români la nivel european. Și vă explic pe scurt de ce. Noi suntem un partid credibil, cunoscut și apreciat în Europa. Când cerem ceva pentru România, obținem. Parte din puterea noastră derivă din faptul că suntem membru al Partidului Popular European, lucru pe care și domnul președinte Cosmanciu și domnul Tatăl și domnul Țapu l-au spus. Suntem membru al Partidului Popular European. Cea mai importantă familie politică la nivel european. Noi când cerem ceva pentru România, obținem imediat sprijinul Partidului Popular European și când ai sprijinul celei mai mari familii politice, e ușor să construiești o majoritate. Vara trecută, ai zbunit peste apocina africană, am mers în Parlamentul European și am vrut fonduri europene pentru fermierii români afectați de peste apocina africană. Într-o săptămână, Partidului Popular European le-a dat susținerea și după aceea a fost relativ ușor să construim majoritate, să convingem Comisia Europeană să fie alocate României 28 de milioane de euro și banii vin pentru fermierii africați anul trecut de peste porcina africană. Nu este un partid credibil, cunoscut, apreciat în Europa. În acest timp, Partidul Social Democrat este un partid izolat în Europa. Toată Uniunea Europeană s-a prins prioritatea PSD-ului în Europa este să convingă pe imigrarea egocistică. Toată lumea europeană știe acest lucru. PSD-ul, când cere ceva în Europa, nu mai primește. Și vă spun sincer că toți europarlamentarii Partidului Național Liberal au mai multe rezultate în această legislatură decât europarlamentarii, orice europarlamentari al PSD. Dacă vă întreb un singur lucru concret în România, pe care l-a făcut un europarlamentar PSD în acești 5 ani de zile, nimic. Prioritatea lor a fost să-l apere pe Liviu Dragnea. Viorica Dăncilă a fost 9 ani membru al Parlamentului European. În ianuarie 2009, când a intrat să regăsească un coleg acreditat la Parlamentul Național, până în ianuarie 2018. 9 ani de zile. Nu vreți să știți când a ajuns prim-ministru, câți colegi europarlamentari din alte țări au venit la mine și au spus: domnule Mășan, cum o cheamă o dată pe doamna care a fost colegă aici 9 ani de zile și acum e prim-ministru la voi în țară? Nu cunoștea numele după 9 ani de zile. Sunt colegi care spun, nu înțelege când se spune limba engleză nici măcar bună ziua. Parlamentul European e mare, are 750 de europarlamentari, dar dacă ai făcut ceva, dacă ai condus o lege, o negociere, te știe. În 4 ani jumate, 5 ani aproape de activitate, eu am fost responsabil de 39 de legi, ca negociator al Parlamentului, ca raportor sau ca raportor din partea grupului PP. 39. Viorica Dăncilă, prima, cum am zis, a fost primul raport cu ajutoarele la cuvii atunci în prima mea lună de mandat. Viorica Dăncilă, în 9 ani în Parlamentul European, a făcut un singur raport care schimba o metodologie statistică de raportare la niște fonduri europene de agricultură. Deci o chestie cu impact zero pentru oameni. Era pur și simplu o chestie cum să se scrie tabelele când se depun, când se adună datele statistice pe niște raportări de fonduri europene pentru agricultură. Atât, 9 ani în Parlamentul European. Deci vă spun sincer, nu au făcut nimic și nu vor face nimic nici de acum. Europarlamentarii PSD, când cer ceva, nu obțin, sunt izolați în momentul de și chiar astăzi, vorbeam cu domnul primar Chichită, când intram în sală, chiar astăzi, socialiștii europeni au luat o decizie foarte importantă. Au spus că vom dezbate excluderea PSD-ului de la socialiștii europeni în luna iulie.
E un semnal de alarmă extrem de important. Fiindcă, practic, sunt în antecamera excluderii din, din familia socialiștilor europeni, ceea ce confirmă că sunt izolați, că sunt paria în Europa. Până acum, socialiștii europeni au tolerat, pentru socialiștii europeni înșiși au putut să facă țările europene, sunt slabi. Socialiștii n-au soluții la problemele oamenilor, registrează scoruri slabe, mari în țările europene și i-au tolerat. Au zis, domnule, avem nevoie de continuare de 10 mâini comunitate din România, dar acum nici măcar asta nu mai tolerează. Mașina pe care PSD-ul o duce socialiștilor europeni e atât de mare încât spun, mai bine să-i pierde decât să fie în continuare alături de noi. Situația cu Tăricianu e la fel și el e preferat din familia ALDE europeană. Iar noile partide, 3% pare că a spus domnul președinte că au luat la alegeri pentru România Roman aici, noile partide sunt neafiliate. Ele nu știu încă dacă sunt de stânga sau de dreapta. Nu se compara asta cu noi, partid puternic, de dreapta, ancorat în Europa. Ei nu știu încă dacă sunt de stânga sau de dreapta, dacă se vor face de stânga sau se vor face de dreapta, când, cum, dacă, unde se afiliază. Apropo, mâine dimineață la ora 9 am la București o dezbatere cu Victor Ponta și Tatian Ciolori, de-abia aștept. Trebuie să spun lucrurile astea și acolo dezbatere. Sigur, Partidul România care poate obține ceva pentru România la nivel european este Partidul Național Liberal și acest mesaj trebuie să-l spunem oamenilor. La fel va trebui să spunem oamenilor care este mița alegerilor europarlamentare și anume că în următorii 5 ani de zile în Europa se vor lua decizii care vor avea impact asupra vieții fiecăruia dintre noi. În primul rând, ce fonduri europene vor veni în România, câți bani și în ce condiții. Câți bani pentru acoperire de blocuri, câți bani pentru iluminat, câți bani pentru gaz, câți bani pentru gaz-gaz în comune, pentru electricitate și pentru reabilitări de drumuri, autostrăzi, spitale regionale și periferale. Câți bani și în ce condiții? Noi vrem simplificarea condițiilor. Este un lucru pe care l-am scris eu cu mâna mea în programul electoral al Partidului Național Liberal pentru alegerile europarlamentare pe care l-am prezentat următoarele două săptămâni. Partidul Național Liberal vrea aceleași reguli pentru absorbția de fonduri europene în toate țările Uniunii Europene și anume bazate pe regulile cele mai simple. Să-ți vină aceleași reguli de la nivel european de la Bruxelles și să nu mai fie permis la nivelul național să spună cu un strat gros de birocrație și știu cât de mult va ajuta asta primarii, toți primarii din România. Dar vreau să mai știți eu. În momentul de față, toate fondurile europene care sunt atrase de România sunt atrase de primari și președinți de consilii județene gospodari, marea lor majoritate colegi ai noștri din Partidul Național Liberal. Guvernul nu reușește să absoarbă fondurile europene care ne stau la dispoziție. Avem 10,8 miliarde de euro pentru mari proiecte de infrastructură, pentru perioada 2014-2020. 10,8 miliarde de euro. Au trecut 5 ani jumate. Suntem în al 6-lea an. 5 ani jumate din 7 au absorbit 1,7 din 10 rezolvi. 16%. Trebuiau să treacă de 50%. Și acești bani au venit pe contracte semnate înainte de Ponta și Cioloș, pe care ăștia doar le finalizează acum. Actualele guverne PSD-ALDE din 2016 în pace, nu au depus la Comisia Europeană spre finanțare nici măcar un singur mare proiect de investiții pe fonduri europene. Nimic. Seaua de centura municipiului București au zis că o depun până pe 15 octombrie nu e depus. Podul peste Dunăre de la Brăila, autostrada Unirii, nimic. Deși sunt fonduri europene acolo. Și vă spun doar două fraze de la cuvinte final despre autostrada Unirii. Pentru autostrada venită să lege Iași de Târgu Mureș, există în bugetul Uniunii Europene bani să înceapă studiul de fezabilitate acum. Doar guvernul să facă o cerere, nu o face. Guvernul spune că vrea să o facă în parteneria public-privat, primul segment. Pe parteneria public-privat înseamnă că jumate din banii plătim de la bugetul de stat, adică din taxele și impozitele dumneavoastră, și a doua jumătate vine un investitor privat care pune banii și vrea să și recupereze și o să pună bariere la intrarea pe autostradă să plătim 10-20 de lei în fiecare dată. Asta vrea PSD-ul, parteneria public-privat, când Uniunea Europeană are bani gratis pentru noi să ne facem autostrada. Păi când spui asta, parteneria public-privat, e clar că nu vrei să faci autostrada. Vă spun sincer, PSD-ul vrea ca Moldova să rămână izolată, însă regele ca oamenii să fie controlabili, manipulabili în scop electoral și de aceea trebuie să spun.
oamenilor în această campanie, PSD-ul nu merită nici măcar un singur vot din județele din Moldova. Autostrada Unirii și domnul președinte Cosmanciuc a fost cu mine la patru evenimente sâmbătă, s-a plictisit probabil cât de des m-a auzit spunând asta. A spus o sâmbătă la patru evenimente, este importantă pentru Moldova, dar este importantă pentru toată România. Și de aceea, peste tot pe unde merg, eu vorbesc despre Autostrada Unirii. Am spus oamenilor la Timișoara, am spus oamenilor la Cluj, am spus oamenilor la Brașov de mai multe ori și am spus în județul Hunedoara. Nu lăsați oamenii din Moldova singuri cu acest proiect, fiindcă, știți cum e, mereu când se construiește un pod, se câștigă de ambele părți ale podului. Deci, de grea situația când Autostrada Unirii e câștigul Moldovei, dar e și câștigul Transilvaniei. Eu am fost personal fabrici din Transilvania și din Moldova, unde mi s-a spus cu subiect și predicat. În ziua în care Autostrada spre Moldova va fi construită, noi imediat ne extindem activitatea acolo. Vrem să ne extindem activitatea. La Arad, la Timișoara, sunt fabrici care pot să construiască o hală, dar nu găsesc forță de muncă. Aici e potențial. Aici sunt oameni care sunt în lucrarea unui loc de muncă sau sunt oameni în diasporă care s-ar întoarce acasă dacă ar fi slujbe bine plătite aici. Și de aceea, de pe urmă Autostrăzii Unirii câștigă Moldova, dar și celelalte părți ale țării. Mă apropii de final și vă spun doar următorul lucru. Autostrada aceasta este un bun exemplu și absorbția de fonduri europene este un bun exemplu. Pentru a avea bună guvernare, pentru ca fondurile europene să ajungă la oameni cât mai repede, cât mai simplu, cât mai ieftin, avem nevoie de o reprezentare bună a țării la nivel european. De europarlamentari care să obțină aceste fonduri europene pentru România. Avem nevoie de o reprezentare bună a țării la nivel local. Primari și președinți de consilii județene, dar avem nevoie și de un guvern. Fiindcă degeaba europarlamentarul îți obține bani pe hârtie, primarul își face treaba. Și au făcut pe treaba și primarul la Roman și Dragoș Chitic la Piatra Neamț. Vin fondurile europene pe proiecte locale. Și sunt principala sursă de investiții, ați auzit primarii. Cum au spus, de-au tăiat bugetele, de-abia mai pot să pună partea de cofinanțare. Degeaba e primar competent, că autostrada nu e responsabilitatea pe care e la guvern, e la minister. Și de aceea, pentru a atrage fondurile europene care se cuvin, avem nevoie de o reprezentare bună a țării la nivel european, la nivel național și la nivel local. Și de aceea, aceste alegeri europarlamentare sunt atât de importante. Fiindcă sunt primele din curând de patru alegeri. De pe urma lor, nu vor câștiga doar cei 10-11 europarlamentarii Partidului Național Liberal care vor merge la treabă la Bruxelles și Strasburg, ci va câștiga fiecare dintre dumneavoastră fiind victoria în alegerile europarlamentare, înseamnă o șansă plus pentru Klaus Hannis la prezidențiale și prezidențialele câștigate înseamnă că toți primarii Partidului Național Liberal vor porni cu prima șansă în alegerile locale de anul. Înseamnă că toți consilieri locali și județeni și cum sunteți aici de față vor avea șansa să fie realeși și vom putea câștiga primării și noi mandate de consilieri acolo încă nu, unde încă nu le avem. Iar după aceea, știți foarte bine că localele câștigate pornind cu prima șansă în parlamentare. Lucrurile se lează. Și de aceea e important ca primul pas să-l facem cu dreptul, să nu îl facem cu stângul. De aceea aceste alegeri au o miză europeană foarte mare, să obținem lucruri de la Europa pentru România, au o miză națională foarte mare, să batem PSD-ul, să dăm un semnal foarte clar. Și oamenii, eu văd foarte mult prin țară acum, peste tot pe care oamenii spun scăpați-ne de ciuma roșie. La Constanța și la Cluj, la Timișoara și în Valea Jiului și la Primat pe stradă același lucru mi l-au spus. Alegerii au o miză europeană, au o miză politică națională și au o miză mare pentru noi ca partid. De aceea este atât de important să fim mobilizați. Vă mulțumesc mult că sunteți atât de mulți. Da, mulțumim frumos lui Sigrid pentru această prezentare. Și sigur, pe final, am să vă spun și eu două vorbe. Trei lucruri vreau să abordez legat de activitatea
europeană, activitatea națională și activitatea locală. Dacă vorbim de activitatea Uniunii Europene și aici Silvic Mureșan a subliniat foarte bine, a fost raportor, a coordonat grupul de lucru pentru bugetul Uniunii Europene, dar degeaba se obțin fonduri și europarlamentarii noștri se bat acolo dacă în țară nu știm să le facem treaba la noi acasă. Și aveți un exemplu în față. Acest exercițiu financiar a început în 2014 și termină în 2020. Au trecut 4-5 ani din această durată de timp. Câte fonduri am atras? Aproape o cincime. Aproape o cincime. Deci a mai rămas o cincime din timp să luăm 4-5 ani din fonduri. Oare vom reuși? Mi-aș dori. Dar la incompetența arătată până acum de acest guvern am mari îndoieli. Apoi să venim la un lucru care e mai aproape de fiecare dintre noi, deși un fenomen cu acoperire națională. Se vorbește mereu că, da, e greu, dar ne-a mai crescut pensia pe aici, pe acolo, ne-a mai dat câțiva firfirei. Hai să vedem cum a crescut prin scădere. Că a crescut prin scădere. Anul trecut, conform legii în vigoare, care spune că pensia la 1 ianuarie trebuie indexată într-o formulă de calcul care cuprinde indicele de inflație și salariul mediu pe economie, trebuia să crească cu 8,3%. Deci de la 1 ianuarie. Guvernul PSD a spus nu. Deci creștem noi, vă creștem noi pensia mai mult cu 10%, dar de la 1 iulie. Faceți un calcul. Ce însemna 8,3% pe 12 luni și ce însemna 10% pe 6 luni. Și o să vedeți cu cât a fost pensia tăiată. Hai să luăm acest an. În acest an, indicele de corecție a pensiilor, conform legii în vigoare, trebuia să fie de 9% începând cu 1 ianuarie. 9%, să luăm un exemplu ușor pentru calcul, la 1000 de lei, adică 10 milioane de lei, da? 1000 de lei, 9% pe lună, însemna 90 de lei, corect? În 12 luni, cât ar veni? 1080 de lei. Așa face. Deci ăștia bani trebuia să ia un pensionar care are o pensie de 1000 de lei în 2019 în plus. PSD-ul a zis, nu, vă dăm noi mai mult, cu 15%. Dar de la 1 septembrie. Păi din septembrie până la sfârșitul decembrie nu e un an, sunt 4 luni. 15% la o pensie de 1000 de lei fac 150 de lei pe lună. Ori 4 luni 600. Față de 1.800-600 s-a tăiat pensia cu 480 de lei. Corect? Calcul simplu. Deci până la urmă pensia e o performanță extraordinară. A venit guvernul și a spus că va curge lapte și miere prin bani care se vor da la inițiativa Partidului Național Liberal. S-a mers și s-a acceptat acest amendament al nostru ca impozitul pe venit să rămână în proporție de 100% la comunități, împărțit în procente, pe care și noi le-am agreat. Numai că mâna care dădea era la față. Iar celelalte două mâini umblau pe dedesubt. Și ce au făcut? Au transferat cheltuieli în plus primăriilor, fără să transfere și fonduri. Cheltuieli cu însoțitorii pentru persoane cu handicap, pentru asistat social, sume foarte mari. Încă în acest an, discutam cu primarul Lucian Micu, abia acoperă secțiunea de funcționare. Anul trecut a reușit, așa cum au fost, că le-am tăiat bani și anul trecut. Pentru că dacă nu le tăiam pe anul trecut, am fi putut să avem chiar excedent. Dar am acoperit 100% secțiunea de funcționare, 100% secțiunea de dezvoltare. În acest an
Banii ajung aproape 95%, trebuie căutate soluții să acopere 100% secțiunea de funcționare, adică salarii, utilități, întreținere școli, spital, dispensare, asistență socială, grădinițe, poliție locală, toate activitățile dintr-o instituție și zero, zero secțiunea de dezvoltare. Adică construcții, reparații, investiții de capital. Zero. Mai mult decât atât, trebuie căutate soluții, bătut capul și găsit pentru cofinanțare. Pentru că venim la ce spuneam, degeaba am câștigat proiecte dacă nu avem partea noastră de cofinanțare să o punem la aceste proiecte. Adică, practic, exact cum a anunțat PSD-ul, sumele la bugetul local vor crește. E adevărat, au crescut pentru că a venit un procent mai mare din IVG, din impostul pe venit. Dar crezi, transferându-ți cheltuieli mai mari, suma care îți rămâne ție e mult mai mică. Încă o performanță. A crescut bugetele locale prin tăiere. Asta a reușit să facă Partidul Social Democrat. Să le crească pe toate prin scădere. Ori în această situație, eu cred că este nevoie la aceste alegeri din 26 mai să dăm un semn că nu se mai poate. Nu poate să mai meargă așa. Ba da. Totuși, sunt de acord cu un lucru pe care îl spune Partidul Social Democrat. Și pe care îl afișează pe banere, pe tot felul de elemente vizuale. Și anume spune că România merită mai mult. Așa este. România merită mai mult. Merită mai mult decât un guvern incompetent, rușinea Europei, formată din analfabeti funcționali, la care dacă le-ai spus, le-ai întors hârtia invers, încep să o citească pe Kant, este deja prea mult ca România să mai poată suporta asemenea rușine în Uniunea Europeană. Am văzut europarlamentari de-ai noștri, atunci, într-un anumit vot, pe o anumită decizie în Parlamentul European, ați văzut și dumneavoastră la televizor, încercau să furie voturile de pe masă. Dom'le, unde am ajuns? Unde am ajuns? Păi atunci spunem că suntem neam de voți dacă niște reprezentanți analfabeti funcționali, găgăuți care de bea știu să deschidă gura, să apucă să fure și voturile, dădeau ceilalți europarlamentari din alte țări, parimise din Olanda, peste mână să nu fure voturile de pe masă. Păi acolo am ajuns noi, România, un stat care ne vrem respectat, să avem reprezentanți de frunte. Dragii mei, de aceea trebuie să fim cu toții captați la maxim, conectați la acest eveniment din 26 mai. Mai mult decât atât, avem un parteneriat cu președintele Klaus Iohannis. Să știți că președintele României a contat foarte mult în echilibrul internațional. Relațiile pe care le are cu președinții din Uniunea Europeană, cu priviniștii, deschiderea, invitațiile pe care le-a primit. Păi ați văzut că reprezentanții PSD-ului nu sunt primiți nicăieri. Astăzi, așa cum a spus și Sigrid, s-a anunțat că în iunie vor să-i dea afară pe PSD-iști din PSE, din Partidul Social European. Cum e pentru noi Partidul Popularilor Europeni, așa pentru socialiști, e PSE-ul. Deci au văzut și ei cu cine au de-a face și vor efectiv să expulzeze din PSE. Și lor de rușine pe cine, cu cine au alături. Trebuie pentru care eu cred că este foarte important să fim împreună pe 26 mai. Mai cu seamă că președintele României va iniția un referendum. Mereu și de ce? Că sunt multe speculații. Dar mereu PSD, Liviu Dragnea, au spus noi facem acest lucru pentru că avem legitimitatea votului. Pentru că pe noi ne-au votat mulți români și înseamnă că dacă avem voturile astea în spate, noi facem ce vrem. Ori nu e așa? Peste 60% din electoratul care a votat PSD-ul, astăzi se întoarce împotriva PSD-ului. Acest referendum vine tocmai să arate că ceea ce afirmă PSD-ul nu este în regulă. Și faptul că nu sunt susținuți de români pentru aceste fapte pe care le fac. Avem referendum,
avem alegeri europarlamentare. Vă invit să fim din nou o echipă puternică, să fim uniți, să fim conectați la această acțiune, pentru că România merită mai mult decât ceea ce are în prezent. România merită un partid național liberal la guvernare, responsabil, onest, care să guverneze pentru România și pentru români. Pentru ca România să fie un stat respectat în Uniunea Europeană, România să aibă parte de tratament egal, iar europarlamentarii noștri vor avea mandat să lupte, să muncească, să ne integreze în Uniunea Europeană, în Schengen, să aderăm la zona euro și în același timp să avem condiții la fel ca toate celelalte pentru a accesa fondurile europene. Nu noi să ne punem metri cub de hârtie, Lucian știe, împreună încărcam microbuzul și îl duceam câte un proiect la București și ei duc o mapă. Aceeași birocrație să fie peste tot. Echidistanță și respectarea egalității de șanse. Dar pentru aceasta, pe 26 mai, trebuie să spunem până aici, România trebuie să fie, în primul rând, pentru România să fim prezenți cu toții. Vă mulțumesc, vă urez o seară bună, vă mulțumim că ați fost alături de noi și azi, și mâine, și mereu, așa cum și noi vom fi mereu alături de dumneavoastră. Bună seara, transmiteți salutul nostru colegilor, prietenilor, vecinilor și tuturor celor dragi, nouă, românului, neamțului și moldovei. Doamne ajută, Dumnezeu!